Sigur ai auzit de backend, de frontend, de JavaScript, de HTML sau de CSS. Poate accidental de prin media, de la prieteni, de pe internet sau din alte surse. Dacă ți s-au părut limbi străine sau dacă n-ai înțeles ce vor să zică oamenii aia prin cuvintele astea, sau dacă ai un pic de habar, dar vrei să știi mai multe, ești totuși în cursul de frontend, nu? Azi vreau să ți-l explic în mare pe fiecare în parte, ca să clarificăm acest limbaj al IT-știlor care fac frontend development. În videoul de astăzi, deci, ne concentrăm asupra tehnologiilor care compun internetul. Mai exact, discutăm despre tehnologiile de bază care sunt implicate în site-urile web, HTML, CSS și JavaScript, plus relația dintre ele. Apoi discutăm despre front-end și back-end și atingem foarte puțin și alte subiecte, baze de date, analytics, API-uri și așa mai departe. Așa că dacă vrei să afli mai multe, stai aici. Salut! Eu sunt Viorel, fac site-uri de aproape 20 de ani și videoul ăsta face parte din cursul meu de front-end development în română. Găsești primul video din serie aici în colț. Am ajuns la o lecție interesantă, așa că ia-ți o băutură caldă sau rece, așează-te comod și hai să începem. Dacă te interesează câtuși de puțin domeniul ăsta al front-end development-ului, nu ai cum să nu fii auzit deja de celebrele HTML, CSS și JavaScript. Sau JS, cum e prescurtat. Le vom da definițiile pe larg în momentul în care ne apucăm de modulele următoare, în care îți voi preda pe rând fiecare din tehnologiile astea. Însă până atunci, aș vrea să stabilim și tu să înțelegi relația dintre ele și să-ți explic de ce sunt importante ca tehnologii de bază pentru internetul modern. Înainte să intrăm în pâine, ce este HTML-ul, ce este CSS-ul, ce este JavaScript-ul? În termeni deloc tehnici, HTML-ul este textul, conținutul, mai degrabă, structura conținutului și sensul conținutului. În termeni un pic mai tehnici, HTML-ul sau Hypertext Markup Language, de unde vine acronimul, este un limbaj formal. Prin definiție, limbajele formale definesc forma unui conținut. Deci forma în care e structurată o informație, un document, o pagină. Incidental, în contextul ăsta, paginile noastre se numesc pagini web. Deci HTML-ul structurează paginile web. Dacă deschizi, spre exemplu, un document Word și scrii text, pur și simplu, mai multe paragrafe și ai nevoie de un titlu pentru acel document, titlul ăla va arăta probabil altfel decât restul documentului și faptul că titlul reprezintă un paragraf anume, care e poate mai bold și mai mare, îl diferențiază de restul textului. La genul ăsta de structură mă refer. HTML-ul deci descrie care bucată din text e titlul principal al paginii, care bucată e o listă de elemente, care bucată e o poză, care bucată e un link către altă pagină și așa mai departe. Conținutul, adică textul, pozele și așa mai departe, dau valoare și substanță paginii, pe când HTML-ul dă structură, sens și metasens. O să înțelegi la ce mă refer în lecțiile următoare. Hai să analizăm puțin și CSS-ul acum. Pentru oamenii care nu știu deloc, CSS-ul e un fel de loc în care descrii cum să arate HTML-ul. Îi descrii designul, practic. Aspectul vizual, deci felul cum arată, dar și unele interacțiuni pe care le ai cu textul respectiv. În termeni puțin mai tehnici, Cascading Style Sheets, de unde vine acronimul CSS, este un limbaj declarativ care e folosit să stilizeze HTML-ul, adică să-i dicteze cum să arate, să-i descrie și să-i impună designul și, așa cum ziceam, aspectul vizual și unele elemente de interactivitate. Spre exemplu, în CSS poți să definești cum să arate un link către altă pagină, dar și ce se întâmplă când mergi cu mouse-ul pe desktop sau pe laptop sau cu degetul pe telefon sau tabletă peste textul respectiv. Fără CSS, deci fără stiluri vizuale, toate HTML-urile ar arăta la fel. Mai exact, așa cum definește browserul, despre care am vorbit deja, documentele standard. De obicei, cei text negru pe alb, scris cu Times New Roman, cu mărimi predefinite pentru titluri și subtitluri, cu culoarea albastră pentru link-uri și așa mai departe. Ceea ce, în principiu, nu sună rău, dar pe internet nu găsim doar lucrări științifice, cum sunt alea de licență, de master sau de doctorat, unde, să zicem, că ar avea sens standardizarea asta. Din contră, pe internet găsim experiențe întregi, site-uri pe care intrăm și parcă suntem transportați în altă lume, site-uri care parcă sunt videouri sau care includ videouri și care, în general, sunt mult mai complexe decât un simplu document de dizertați. Majoritatea experiențelor despre care vorbesc sunt construite aproape exclusiv cu CSS. Și de aia CSS-ul e important. Nu la fel de important ca HTML-ul, dar suficient de important încât să merită învățat. Nu în ultimul rând, hai să vorbim și despre JavaScript sau JS, cum mai este prescurtat. Și atenția, nu se confunda cu Java, care e ceva cu totul diferit. Deci Java și JavaScript ar trebui să fie în capul tău două lucruri complet diferite, pentru că sunt. Deci noi astăzi vorbim despre JavaScript. Dacă fără HTML și fără CSS nu prea poți face site, pentru că efectiv nu există o modalitate alternativă prin care să afișezi conținut pe internet în mod coerent și care să respecte tehnologii asistive și motoare de căutare, cel puțin. Așadar, dacă fără HTML și CSS nu prea poți să faci site-uri, fără JavaScript mai poți. Dar JavaScript în ultimii ani a devenit din ce în ce mai important.
E cumva cireașa de pe tort, dacă vrei. Ba chiar s-a maturizat într-un mod în care, folosind JavaScript, poți să generezi HTML și CSS, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. JavaScriptul standard se adaugă tehnologiilor web despre care am vorbit deja, ca o îmbunătățire progresivă care se adaugă peste nivelul ăsta foarte robust al HTML-ului și al CSS-ului. De ce zic robust? Pentru că în HTML și în CSS, dacă faci greșeli, adică dacă scrii fișiere HTML sau CSS cu mici erori de scriere, browserul te iartă. Browserul nu zice, am o eroare, nu mai afișez nimic. Din contră, browserul sare peste bucățile pe care el le crede eronate și afișează tot restul documentului sau tot restul stilului fără absolut nicio problemă. La asta mă refer prin robustețe, faptul că HTML-ul și CSS-ul nu sunt atât de sensibile la erori. În schimb, JavaScript-ul este un limbaj de programare. Este un limbaj de scripting mai precis, dar nu asta e important. E un limbaj de programare în sine, iar limbajele de programare în general sunt foarte sensibile la erori. Și în JavaScript ai o oarecare libertate, adică dacă ții măsuri de precauție, poți comite anumite erori fără să crape tot, adică să nu se mai afișeze nimic în ecran. Însă trebuie să știi să ții acele măsuri de precauție și trebuie să știi ce erori poți să faci și ce erori nu poți să faci. Din cauza asta, JavaScript-ul nu e atât de robust cum este HTML-ul și CSS-ul. Dar cu toată sensibilitatea asta lui, trebuie să știi că fără JavaScript, internetul n-ar arăta cum arată astăzi. Și n-ar funcționa cum funcționează astăzi mai degrabă. Spre exemplu, în JavaScript poți să faci animații foarte complexe, mult mai complexe decât poți să faci folosind doar CSS-ul. Mai important de atât, poți folosi informații asincron, adică poți trimite și primi informații de undeva, vorbim imediat de unde, fără să schimbi pagina, fără să dai refresh la pagină, fără să ieși din locul în care folosești site-ul respectiv. Deci, în general, în JavaScript poți implementa logică și funcționalitate pe care în HTML și în CSS nu ai nicio șansă să le implementezi. Așadar, pentru un site modern și complex, și JavaScript-ul este un strat de cod care se adaugă peste HTML și CSS, care reprezintă baza, strat de cod care este foarte important. Cum ziceam, cireașa de pe tort, sau mai degrabă tot toppingul tortului. Și dacă vorbim despre JavaScript, trebuie măcar să menționez faptul că, așa cum ziceam mai devreme, JavaScript s-a maturizat sau e pe cale să se maturizeze, în contextul în care în JavaScript sunt scrise niște framework-uri, niște modalități de a face site-uri foarte populare în zilele noastre, fără de care ca front-end developer e destul de greu să-ți găsești job. Și doar o să menționez, nu o să vorbesc încă despre ele, dar doar o să menționez Vue.js, Angular.js și foarte popularul React.js, plus alte câteva tehnologii mai puțin populare, cum este Svelte.js sau tehnologii bazate pe JavaScript, dar care nu țin de front-end, cum este Node.js. Asta demonstrează că și JavaScript-ul e foarte important, mai ales dacă vrei să lucrezi în domeniu. Bun, acum hai să vedem cum se leagă astea între ele. Care este relația dintre HTML, CSS și JavaScript? Mai mult, care este relația dintre backend și frontend, despre care vorbim imediat după. O să folosesc două metafore. Imaginează-ți că o pagină web e ca o casă. HTML-ul este planul casei cu locația descriptivă a fiecărui element de genul pereților, scărilor, geamurilor, etc. CSS-ul este designul interior gândit de arhitect până la cele mai mici detalii de mobilă, culori, dispunerea obiectelor și așa mai departe. Iar JavaScript-ul sunt sistemele, sistemul electric, sistemul termic, sistemul de apă și sistemul de gaz. În teorie poți locui într-o casă fără electricitate, apă și gaz, dar ca să te încălzești iarna va trebui să arzi lemne, ca să te recorești vara va trebui să-ți faci vânt, ca să gătești ar trebui să faci un foc undeva, ca să-ți faci duș va trebui să găsești un pârâu sau să cari apă din fântână, până la baie sau ceva. Deci se poate, strămoșii noștri așa locuiau. La fel cum și acum 20 de ani, site-urile cam așa se făceau. Dar dacă asta se poate mai bine, de ce să nu profiți de asta? A, și era să uit, browserul, în metafora asta, este firma de construcții care îți construiește și livrează casa la cheie, tu doar trebuie să o folosești ulterior. Ai observat, am tras o paralelă între o clădire și o pagină web, dar în contextul ăsta un site e compus din mai multe pagini web. Deci dacă e să continuăm această metaforă, un cartier, adică o colecție de clădiri și spații cu design-uri și scopuri diferite, reprezintă un website complet. Ok, am folosit metafora casei. Doar că videourile trecute am mai folosit o metaforă care cred că a funcționat destul de bine. Imaginează-ți o pizza. De fapt, nu trebuie să-ți imaginezi, uite una chiar acum. În această pizza au intrat mai multe ingrediente prin urmarea unei rețete.
blatul e partea mai puțin vizibilă, dar foarte importantă, pe care stau practic toate ingredientele. Și o paralelă la felul cum e HTML-ul pentru restul lucrurilor. CSS-ul în pizza asta delicioasă e reprezentat de toate toppingurile și condimentele pe care le pui peste. Și felul cum le dispui, evident, pe pizza. Iar mai ales pentru site-urile moderne, JavaScript-ul este cuptorul care coace pizza și o face gata de servit. Bun, cu metaforele astea sper că ai înțeles legătura dintre HTML, CSS și JavaScript. Ce am descris până acum acoperă mai degrabă ce se vede dintr-un site, adică lucrurile cu care ai contact direct. A fost mai simplu să încep cu asta pentru că partea asta vizibilă, compusă din HTML, CSS și JavaScript, e cea mai ușor de explicat pentru că e palpabilă. O experimentezi de fiecare dată când intri pe un site. Și de asta, zona asta se numește front-end, adică partea din față, ce se vede. Când intri într-un restaurant, nu vezi bucătăria din spate sau magazia sau biroul managerului, etc. Vezi sala de mese. Sala de mese e front-end-ul. Dar mai există, evident, o parte în spatele acestei fațade care facilitează buna funcționare a ei și îi permite să aibă acces la tot felul de lucruri și să-ți servească tot felul de lucruri. Dacă continuăm metafora restaurantului, cum ziceam, bucătăria, magazia, biroul managerului și lucrurile pe care nu le vezi cu ochii liber în momentul în care te duci la restaurant să mănânci ca un om normal, toată zona asta este back-end-ul. Deci front-end-ul e ce se vede, iar back-end-ul e ce nu se vede. Revenind la casă, dacă HTML-ul e planul, CSS-ul e designul interior, JavaScript-ul sunt sistemele, electric, termic, de apă și de gaz, împreună alcătuind front-end-ul, atunci back-end-ul e pământul pe care construiești, spre exemplu serverele de hosting, primăria care îți dă drept de folosire a terenului, care e registrarul de la care e domeniul, plus companiile care îți furnizează electricitate, căldură, apă și gaz, care sunt reprezentate de serverul software, Apache, Nginx, Microsoft Server, Node.js, etc., plus framework-urile în care sunt construite site-urile, .NET, Java, Vue, React, Angular, etc., plus bazele de date, MySQL, PostgreSQL, ceva NoSQL, nu știu, MongoDB, etc., și lista poate continua. Deci, zona asta care nu se vede, dar care servește lucruri în zona care se vede, e backend-ul. Backend-ul nu se experimentează direct, ci prin efectele pe care le are asupra frontend-ului, cel puțin când vorbim de site-uri. Când, spre exemplu, completezi un formular de pe un site, informațiile alea ajung la un moment dat în backend. Backend-ul preia datele, le validează, le sanitizează, adică le curăță, le interpretează, le stochează și apoi îți dă un rezultat, care apare evident tot în frontend. Dacă n-ai completat bine un CNP și backend-ul are un validator de CNP-uri, îți va întoarce un mesaj: nu ai completat bine CNP-ul, mai încerc o dată. Bun, cred că am explicat așa în mare cam cu ce se ocupă frontend-ul, cu ce se ocupă backend-ul, ce tehnologii apar în frontend. În backend n-am discutat încă, dar o să vreau să atingem măcar așa tangențial niște lucruri, pentru că scopul acestui video este să dea o privire de ansamblu asupra industriei și asupra felului cum se raportează frontend-ul la alte lucruri. Și asta pentru că există noțiuni și joburi cu care tu, ca viitor frontend developer, nu vei intra în contact așa des, însă e util să știi măcar că ele există. Partea de backend e împărțită de obicei în companiile mari în mai multe zone, fiecare cu discipline și specializări diferite. Pe lângă partea de programare din zona de backend, programare care poate să fie într-un framework sau direct într-un limbaj de programare, programare care poate să țină de site-ul la care lucrezi și tu ca frontend developer sau poate să țină de lucruri cu totul diferite, cum sunt API-uri sau alte lucruri de genul. În backend mai există și baze de date, spre exemplu, și oameni dedicați care să le administreze. Așa cum le sună și numele, bazele de date sunt locurile unde se stochează informațiile procesate în site-uri și în aplicații și în general într-un business care are tangență cu zona digitală. Apoi, pentru buna funcționare a unui site, există oameni care să testeze site-urile respective. Testeri, specialiști de quality assurance, specialiști de automatizare a testelor și așa mai departe. În plus, pentru ca site-ul să fie sus, să se deployeze practic, să existe un drum direct între calculatorul tău al developerului, al omului care programează frontend-ul și site-ul final, drumul ăsta e compus de obicei de un DevOps engineer. Iar serverele pe care se deployează de obicei sunt administrate de oameni care știu administrarea de sisteme. Mai mult, pentru ca site-ul la care tu lucrezi să aibă succes, există probabil și oameni dedicați care analizează datele site-ului respectiv, adică traficul, numărul de useri, numărul de conversii, etc., specialiști în date în general și sau în marketing, sau oameni pur de marketing care fac SEO, care fac inbound marketing, marketing direct, adică trimit mail-uri și notificări vizitatorilor și userilor site-ului. În fine, sunt multe discipline conexe și cu toții apreciază munca unui front-end developer. O parte din oamenii pe care i-am menționat interacționează constant cu front-end developerii pentru a-și face bine treaba și vom aborda în viitor câteva subiecte de genul ăsta, însă pentru moment cred că e suficient. Felicitări! Ai mai parcurs un video din curs. Azi ai învățat despre tehnologiile de bază ale internetului și cum funcționează și relaționează între ele pentru a forma baza site-urilor pe care le vom construi împreună.
ăsta e momentul perfect să-ți dau o temă pentru acasă. Intre pe orice site și scrie mai jos în comentarii ce ține de HTML, ce ține de CSS și ce ține de JavaScript din acel site. Dacă urmărești acest video de pe laptop sau de pe PC, a doua temă este să apeși tasta F12 de pe tastatură, pe orice site, dar inclusiv aici pe YouTube, să mergi în tabul Elements, dacă nu e deja selectat, și apropo, acolo în tabul Elements e tot HTML-ul paginii curente. Task-ul tău este deci să apeși Ctrl F, adică Find, și să găsești textul mai mic, title, title, să apeși pe săgeata care extinde acel title și să-mi scrii în comentarii textul pe care îl vezi acolo. Și a treia temă, care e mai degrabă o rugăminte, este să-mi spui în comentarii când îți amintești că ai auzit prima dată de HTML, CSS sau JavaScript și unde ai auzit cel mai des de HTML, CSS sau JavaScript. Bun, tocmai am terminat a patra lecție din cursul de front-end development în român. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ai înțeles și vrei să-mi adresezi o întrebare, scrie mai jos în comentarii și îți răspund cât pot de repede. În cazul în care ți-a plăcut acest video, nu uita să apeși insistent pe butonul de like și mai ales să dai un share tuturor prietenilor care crezi că ar beneficia de pe urma acestei lecții și de pe urma cursului în general, evident. Dacă nu ești încă abonat sau abonată la canal și vrei să primești videourile mele viitoare, apasă mai jos pe subscribe și click pe clopoțel și alege toate notificările ca să primești tot ce mai public aici pe YouTube. Vrei să te angajezi în domeniu ca urmare a parcurgerii cursului ăstuia? Găsești următoarea lecție din curs imediat ce va apărea chiar aici. Haide, clică, știu că vrei să înveți mai mult.